face, domnule Florian Velicu, împotriva Consiliului Local, împotriva PPD-ului care v-a expus, al prefecturii, al primăriei în general, ați fost singur împotriva tuturor și despre toate acestea s-a scris foarte mult. Instanța a hotărât anularea ordinii prefectului, numărul 210 din 27-7-2015, cu privire la încetarea mandatului de consilier a domnului Velicu Florian. Soluția este definitivă, irevocabilă și a fost pronunțată în ședința din 27 octombrie 2015. Vă veți reîntoarce din nou în Consiliul Local, domnule? Da. Bună ziua, în primul rând, Giurgiu Venilor, și bună ziua și dumneavoastră. Este o situație inedită care reflectă în mod foarte clar existența unor abuzuri la care eu am fost supus în toată această perioadă. Instanțele de judecată au luat act de documentele depuse de către subsemnatul în dosarele intentate. Nu trebuie uitat un singur aspect. Discutăm de două hotărâri definitive în decursul unui an de zile. Cealaltă hotărâre definitivă, vă aduc aminte, a fost în 30 octombrie 2014 și aceasta este în 27 octombrie 2015, făcând obiectul a două dosare diferite. Iar esența problemei este tot excluderea prin comiterea unor abuzuri de către persoanele care, culmea, sunt plătite din bani publici, să respecte legea, în niciun caz să procedeze în felul acesta. Eu cred că aceste persoane care au comis aceste abuzuri și care au fost în măsură ca atunci când trebuiau luate deciziile corecte să fie luate, iar ei au luat deciziile așa cum le-au luat, încât instanțele au anulat tot ce au decis acele persoane reprezentând instituții, ar trebui să le dea de gândit și, din punctul meu de vedere, dacă există coloană vertebrală a acestor persoane, ar trebui să-și dea demisia. Pentru că sunt persoane plătite din bani publici, din banii giurgiuvenilor, și părerea mea este, și eu vorbesc în calitate de giurgiuvean în această situație, nu pot fi de acord cu astfel de abuzuri. Nu veți îndrepta împotriva lor? Eu am deja procese pe rol. Îmi pare rău, nu vreau să monopolizez spațiul public din Giurgiu cu problema mea, cu această situație inedită cu care m-am confruntat și care m-a împins să merg să-mi caut dreptatea în sălile de judecată. Nu este un lucru foarte simplu de gestionat, dar eu nu pot să accept să fiu călcat în picioare de niște persoane care, de dragul de a atinge anumite scopuri, de cele mai multe ori de interes personal sau de grup sau politic, nu intrăm în polemici de genul acesta, procedează în felul acesta, adică înțeleg legea după bunul plac și aplică legea după bunul plac. Este foarte grav ce se întâmplă, iar din ca răspuns la întrebarea care mi-ați pus-o dumneavoastră, voi face tot posibilul ca toate persoanele care au greșit în situația aceasta să răspundă mai devreme sau mai târziu. Ați mers la Consiliul Local astăzi și ați Da, am fost la registratura Consiliului Local, am depus un certificat de grefă și o adresă de înaintare, o aveți și dumneavoastră aici, prin care le aduc la cunoștință decizia instanței din data de 27-10, adică de ieri, iar soluția este definitivă, deci este executorie de îndată, pentru cei care nu știu. Vă veți întoarce în Consiliul Local începând cu prima ședință? Cu siguranță da, cu siguranță da, iar reîntoarcerea mea în Consiliul Local, credeți-mă, am momente în care îmi este rușine să spun că sunt consilier local. De ce? Este acea hăhăială în Consiliul Local de cele mai multe ori creată de anumite persoane care, de dragul de a pica bine în fața primarului sau a altor persoane cu putere de decizie în partidele politice, se comportă ca niște copii de grădiniță și ne pun într-o lumină proastă și pe noi ceilalți care venim în modul cel mai serios acolo, să dezbatem problemele comunității și să găsim soluții pentru comunitate. Din păcate, sunt foarte mulți colegi consilieri, eu am atins de foarte multe ori acest aspect și presa, o anumită parte din presa locală a scris corect, o anumită presă, o anumită parte a presei locale a scris într-un mod cu totul și cu totul aiuritor, și nu se reflectă în niciun caz realitatea. Adică se încearcă deturnarea atenției publice de la realitatea
corectă. Este foarte grav că se întâmplă așa ceva, dar eu sper că odată cu trecerea timpului și odată cu obținerea unor astfel de hotărâri care demonstrează că anumite persoane au greșit și au fost ținute în brațe, dacă se poate spune așa, de o anumită parte a presei, exact cum spuneam, să-i facă să reflecte, să reflecteze încă ceva timp acei jurnaliști asupra acelor articole și eventual să scrie niște articole corecte și să repare, dacă se poate spune așa, ceea ce au greșit la momentul respectiv. Dar, în fine, nu intru în polemică cu presa. Nu sunteți membru categorie? În momentul de față e o întrebare la care, credeți-mă, că prefer să nu intru prea mult în amănunt în această situație. Nu există niciun fel de relație, nu cunosc acest președinte, nu mă interesează cine este. Pentru mine nu este președinte al PPDD-ului din motive foarte clare. Nu a fost la alegerile locale când PPDD-ul a obținut 47%. Eu am fost șeful de campanie al PPDD-ului la nivel de municipiu, dacă ceilalți colegi, unii dintre ei au uitat. Le mai aduc aminte o singură dată. Eram consilier în funcție la vremea respectivă, când alții nu erau nimic, iar acum sunt, au funcții înalte și nu dăm nume. Adică, pe românește, am avut un moment în care am scos anumite persoane care acum sunt pe cai mari, dacă se poate spune așa, din anonimat. Dar eu am încredere în Dumnezeu și Dumnezeu le va așeza pe toate. Da, cu siguranță. Ce atitudine veți avea față de acei colegi ai dumneavoastră care întotdeauna au avut ceva de spus împotriva dumneavoastră? Colegi din Consiliul Local. Trebuie să recunosc că mi-am propus ca polemicile, eventualele polemici care vor putea apărea în relația mea cu consilierul Mișcării Populare și nu-i dau numele, care de cele mai multe ori vorbește gura fără el, fără să cunoască anumite aspecte legale sau fără să cunoască situația de fapt, își permite să tragă niște concluzii cu voce tare și chiar acuzând și chiar jignind și chiar, ce să zic, aducând, cum să zic, cuvinte grele și punând în lumină proastă pe anumite persoane și aici mă includ și eu, mi-am propus să-l ignor atât cât voi putea, pentru că am și eu temperamentul meu, am și eu, cum să zic, nervii mei și gradul meu de suportabilitate. Dar pentru ceilalți, eu nu pot să le spun decât eu sunt o persoană contrară aparențelor care, dacă consider că a fost o greșeală dintr-un motiv pe care eu aș putea să-l consider pertinent, e ok. Pentru ceilalți care sunt yes-meni, astfel de persoane pentru mine nu există. Ce-ar mai fi de spus atât timp cât există un ordin, o hotărâre definitivă și irevocabilă? Ce-ar mai fi de spus? Sau mai putea spune ceva? Vă e teamă că s-a mai putea încerca bine, așa oară din Consiliul Local? Din punctul meu de vedere, până acum a fost o nebunie ce s-a întâmplat. O nebunie din partea unor persoane care, v-am spus, citesc legea și o înțeleg așa cum le convine lor. Iar legea nu se poate citi și nu se poate înțelege așa cum ne convine nouă ca persoană. Trebuie să fim capabili să interpretăm legea și să vedem dacă cumva interesul nostru coincide cu ceea ce spune legea. Pentru că vin astfel de momente în care îți dai seama că tot ce ai făcut este un abuz. Și fiind unul, două, deja discutăm de niște procese, de niște daune. Eu vreau să anunț pe această cale că am constatat cu stupoare în urmă cu ceva timp pe site-ul primăriei, în procesul meu cu AT Giurgiu, nu mi-a fost admis un capăt de cerere. Nu intru în detalii cum a gândit judecătorul, e dreptul judecătorului, judecătorul este cel care este suveran în situația asta, nu comentăm. Mi se pare suspect, trebuie să recunosc, nu este la locul lui, din discuții purtate cu avocați care au experiență și avocați din București, care sunt specializați pe discriminare, pe chestii de genul ăsta, și mi-au spus, domnule, este paradoxal ce se întâmplă, dar în fine, nu e nicio problemă. Mi s-a respins un capăt de cerere, iar pe site-ul primăriei și în anumite publicații locale spunea că Velicu pierde procese pe bandă rulantă. Vreau să anunț pe această cale că nu am pierdut niciun proces care a ajuns la stadiul final, la soluții definitive. După cum se vede, e al patrulea, cred, într-un an de zile. Da?
Iar acel proces este cu drept de recurs. El a fost dijuns, capătul de cerere, unul din capetele de cerere mi-a fost respins, iar celălalt a fost dijuns și a făcut obiectul unui alt dosar. Domnul Barbu și primăria a pus problema ca și cum eu aș fi pierdut toate procesele și continui să pierd procesele, ca să se ce? Să se laude cu ceva care nu există? Nu înțeleg. Așteptam să spună. Din punctul meu de vedere, nu poți. Și aici mă refer iarăși la acei jurnaliști care au recurs să scrie asemenea inepții. Nu poți să știi tu, ca jurnalist în Giurgiu, spre exemplu, ce va spune Curtea Supremă peste nu știu cât timp într-un dosar. Adică e anormal să poți să spui așa ceva. Sau poate cineva e mama Omidea, da, în fine. E ca o glumă. Deci lucrurile astea vor continua. Cine a comis abuzuri de data asta? Să fie clar că nu pot să trec peste. Aici mă refer și la domnul acesta care se dă, așa zisul, președinte al PPDD-ului la nivel de județ Giurgiu, care a comis niște abuzuri extrem de grave, a încălcat statutul și legea partidelor, mi-a încălcat dreptul la apărare și mie și Adrianei Buga, pentru că am fost amândoi pe aceeași hotărâre de excludere. Aici iarăși o mizerie pentru cei care cunosc cum stau lucrurile, să scrii o hotărâre de excludere pentru două persoane pe aceeași coală de hârtie cu o semnătură, cu semnul întrebării a unui prim vicepreședinte care e plecat din țară și nimeni nu știe unde e, cum a semnat, în fine. Asta va face obiectul unor cercetări penale, este evident. Dar eu sunt hotărât să duc lupta asta până la capăt și după cum se vede, sunt o persoană care ce spun aia fac. Adică nu glumesc. Despre această situație, despre demersurile noastre, despre rezultatele acestor demersuri, vom mai discuta și cu alte ocazii. Vă mulțumesc, da. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și îi salut pe giurgiuveni și rugămintea mea este să nu mă judece greșit atunci când apar mai des. Am încercat în ultima perioadă să nu apar în presă, pentru că am așteptat această hotărâre a instanței care a venit, este favorabilă, deci a demonstrat încă o dată că tot ceea ce am spus eu în decursul timpului a fost și stă în picioare.